să deschidem Sfintele Scripturi la Exod, capitolul 33. Să citim începând cu versetul 1. Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, să este în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, zicând, seminței tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi zgoni pe cananiți, amoriți, hitiți, fereziți, heviți și ebusiți. Suieti în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Ca să nu te prăpădesc pe drum, că căci ești un popor încăpățânat. Când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Și Domnul a zis lui Moise, spune copiilor lui Israel, voi sunteți un popor Nu mai o clipă, dacă m în mijlocul tău, te-aș prăpădi. Aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Vreau să sărim la versetul 12. Moise a zis Domnului, iată tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecerea înaintea mea. Acum dacă am căpătat trecerea înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecerea înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însum cu tine și îți voi da o dihnă. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți, eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată, un loc lângă mine vei sta pe stâncă și când va trece slava mea te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine mă vei vedea pe dinapoi dar fața mea nu se poate vedea amin voi mi să ocupați locurile <cătă -s> Dragi credincioși, suntem la un soi de răscruce în această seară. Pe de o parte, îi bobotează și ar trebui să predicăm de botez. Pe de altă parte, e evangelizare și ar trebui să predicăm de evangelizare. Pe de altă parte, e început de an și am putea să predicăm de început de an. Nu mai știu exact. Este și un pic de jale, a murit cineva, drag, ar trebui să predicăm de priveghi. Ei, n-am cum să predic de toate astea patru. Așa că am ales să predic ceva de început de an. Ați spus Evanghelizarea într-un moment frumos, chiar la început de an. La final de an și început de an nou, întotdeauna se fac bilanțuri. Este legitim să ne punem întrebări și să intrăm în introspecție. Doamne, ce-am realizat în 2023? Ce rezoluții am scris pentru 2024? V-ați spus întrebările astea. Cât rod ați adus în familie? Cât rod am adus în slujire? Cât ne-am implicat din perspectivă financiară? Suntem datori la Dumnezeu. Vreau să vă pun o întrebare. Dacă faci afaceri și datorezi statului 100.000 de euro la final de an și vine Anaful la tine și te smorcăiești un pic, te iartă? O, oh, păi dacă ar fi așa și eu aș face afaceri. Plânge un pic și te-o iertat. Credeți că Dumnezeu este mai bun decât Anaful? Trăim cum vrem, ștergem un an cu eșecurile lui, ne facem că uităm de păcatele noastre, de datoriile față de Dumnezeu și plângem un pic la revelion, ne smiorcăim și promitem confii mai buni. Oare să șteargă Dumnezeu așa borna asta kilometrică a începutului de an și să-ți cu vederea că suntem copii cu minți? Haideți, dragii mei, să ne verificăm bine. Oare cum a fost relația cu Dumnezeu? Oare îl cunoaștem pe Dumnezeu? Oare cum intrăm în noul an? Dumnezeu să ne binecuvinteze în această zi. Atunci când faci bilanțuri, întotdeauna există două perspective. Despre asta vreau să vorbesc în această seară. Există perspectiva realistă și perspectiva credinței asupra trecutului și a viitorului. Vine Dumnezeu în acest moment, deși nu-i vorba despre un sfârșit de an, Dumnezeu la un moment dat intră și face o radiografie poporului sfânt. Și spune, Moise, ascultă-mă, am verificat poporul, l-am cercetat și am găsit următoarea situație. Și Dumnezeu, nu un om, nu păstorul dumneavoastră, nu darea de seamă, nu comitetul, Dumnezeu cu ochii lui sfinți. Cel care vede în adânc vine și face o cercetare poporului Israel. Și spune Dumnezeu așa, Mă duc și în Estor 32, și în 33, și în 34. Aici nu sunt cronologice aceste texte, se întrepătrund. Și spune Dumnezeu așa, în Exod 32, de la 7 la 10, 33, de la 1 la 3, Domnul a zis lui Moise, scoală-te și coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat. Foarte curând s-au bătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Iată primul păcat. Poporul trăiește în neascultare. Dumnezeu găsește la Israel neascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Moise, uite-i cât de repede a uitat predicile. Uite-i cât de repede s-au abătut de la juruințe, de la promisiuni, de la lacrimi, de la juruințe de început de an. Gata, îs în neascultare, au uitat, s-au abătut. Ce se întâmplă când intre în neascultare? Păi când n-ai pe Dumnezeu ca stăpân, vine alt stăpân, spune S-au abătut de la poruncile mele, au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, i-au adus jerfe și au zis, Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Cum se numește păcatul ăsta? Idolatrie. Unde nu domnește Hristos, domnește altcineva. Noi nu putem să fim independenți de suverani spirituali, ori suntem ai lui Dumnezeu, ori suntem ai diavolului. Iată oamenii ăștia, părăsind cuvântul, ajung la idolatrie. Poporul lui Dumnezeu care avea lege ajunge să se închine ca niște păgâni în fața unui vițel turnat de aur. Continuă cuvântul și spune acolo Văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Încă un păcat. Face Dumnezeu bilanțul, neascultători, idolatri, și iată culmea, și încăpățânați. Parcă văd pe Dumnezeu zicând, mă și le-am spus. Ce înseamnă încăpățânare? Să refuz corectarea în mod repetat. Parcă văd pe Dumnezeu ca un tată bun, zicând, măi moise. Și dacă nu le-aș fi spus de atâtea ori. Mă, și i-am iertat și la Mara, i-am iertat când au cârtit, i-am tolerat, i-am iertat și la Marea Roșie și le-am spus de atâtea ori, ca un tată supărat, Moise, și văd că nimic, Moise, îs niște încăpățânați și gata. Păcatul încăpățânării și întotdeauna unde vine idolatria mai vine ceva, ce văd că poporul acesta s-a stricat. Pentru că idolatria întotdeauna în Biblie atrage cu sine curvia și imoralitatea, unde încep dansurile și distracțiile, încep și poftele. Frații mei, mi se pare că bilanțul lui Dumnezeu, ăla realist, perspectiva la rece, perspectiva obiectivă, perspectiva rațională, realitatea obiectivă este atât de tristă în poporul lui Dumnezeu. Și poporul acesta era poporul care avea legea lui Dumnezeu. Legea sfântă. Te întrebi, cum se poate una ca asta? Frații mei, cum se poate ca poporul lui Dumnezeu, care are Biblia, care are experiențele, a avut Marea Roșie, a văzut minuni și semne, atât de repede poporul acesta să treacă la stricăciune, la neascultare, la idolatrie? Frații mei, vă întreb, oare se poate și astăzi? Da! Făptura umană e atât de stricată, Înclinațiile noastre sunt atât de perverse De la rugăciuni și strigăte și plânsete la revelioane Atât de ușor putem trece la mizerie, la păcat, la nelegiuire Să ne avertismem pentru Biserica lui Dumnezeu Spunea Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 10 Fraților, aceste pilde au fost scrise pentru noi Peste care au venit sfârșiturile viacurilor Și spune Pavel acolo, să nu fim ca ei să nu fim închinători la idol, să nu curvim, să nu ispitim pe Dumnezeu, să nu cârtim, să nu facem, să nu facem. Oare, dragii mei, ne pot prinde și pe noi astea? Dumnezeu să aibă milă de poporul său. Radiografia obiectivă a lui Dumnezeu este aspră. Dumnezeu este categoric. Dumnezeu transmite concluzia. Moise, în urma radiografiei, în urma bilanțului, vreau să spun concluzia. În primul rând, Exod 33. Și tu trei. în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă voi sui în mijlocul tău. E treaba ta. Dumnezeu este categoric, Dumnezeu este mâniat, Dumnezeu urăște păcatul și spune Moise, de astăzi eu nu mai vin cu poporul meu. Astăzi mă lepăd de poporul meu pentru totdeauna. De aici încolo, descurcă-te Moise, ăsta e poporul tău. Cât de mânios trebuie să fie Dumnezeu când vede păcatul. Cred că nu există în Biblie un text în care să vezi furia lui Dumnezeu. Pentru că, dragi credincioși, Păcatul îl supără pe Dumnezeu la culme. Și păcatul este păcat indiferent cine îl face. Și păcatul este urâcios, și păcatul e grav, că-l face un ortodox, că-l face un pentecostal, că-l face un păstor, Păcatul îl supără pe Dumnezeu. Și el care este sfânt, 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 nu poate să vadă păcatul. Nu te aștepta ca în seara asta să te primească Dumnezeu bine când trăiești în stricăciune. Pentru că Dumnezeu este Sfânt, glorie Lui în veci. Moise, nu mă mai duc cu voi. Mai mult, mânia lui parcă crește. Exod 32 cu 10 spune, acum lasă-mă, Moise, mânia mea are să se aprindă împotriva lor și îi voi mistui dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Parcă îl văd pe Dumnezeu furios, zic, Moise, lasă-mă, dă-te la o parte, nu mai stărui, nu mai mijloci, lasă-mă, m-am enervat, m-am supărat, am să-i prăpădesc, am să-i topesc, am să-i pun pe grătar, am să-i ard, am să-i mistuiesc pe toți în seara asta. Dumnezeu nu joacă teatru. Dumnezeu nu se preface, Dumnezeu avea de gând să-i prăjească pe toți pentru că Dumnezeu este sfânt, zic din nou, și păcatul tău îl face pe Dumnezeu mânios. Și poate că cea mai tristă decizie, pe că te înfiorți, se ridică părul în cap, spune Dumnezeu acolo în Exod 32 cu 7, primul verset recitesc, Moise, scoală-te, coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, sa, stricat. Doamne, stai puțin! Cum poți să spui așa ceva? Ăsta nu-i poporul meu. Ăsta e poporul tău. Nici de cum, Moise. De astăzi, ăsta e poporul tău. Treaba ta, descurcă-te, nu mai este Israel poporul meu. Vă dați seama cât de supărat e Dumnezeu încât renunță la poporul lui și spune eu de astăzi nu mă mai identific cu acest popor. Și bineînțeles că vine Moise în tabără și transmite următorul mesaj. Spune cuvântul Domnului că s-a apropiat de tabără, a văzut vițelul, exod 32 cu 19, a văzut jocurile, s-a aprins de mânie, a aruncat tablele din mână, le-a sfărâmat de piciorul muntelui, a luat vițelul pe care îl făcuseră ei, l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copilul Israel să o bea. Ce gesturi excentrice! Pentru că prorocul lui Dumnezeu nu vine să transmită doar mesajul lui Dumnezeu. Frații mei, prorocul lui Dumnezeu transmite starea de spirit a lui Dumnezeu. Unii vorbim prorocii așa ca de tunet în adunare, și uh, vocea așa nevălitoare năvăl și aspră și proci strigătare. Și unii zic: Bă, ce e cu asta? Ce urlă așa? Dar ce nu poate să vorbească mai încet? Sau ce predică, sau cu atâta nerv, cu atâta mânie? Frații mei, robii lui Dumnezeu nu doar transmit mesajul lui Dumnezeu. Profeții transmit starea lui Dumnezeu. Ei emulează. Starea de spirit a lui Dumnezeu. Ei se aprinde mânie, pentru că Dumnezeu este mânios, robii lui pot să fie mânioși. Asta e expresia pe care o folosește Dumnezeu. Moise s-a aprins de. Dar de unde s-a aprins? În Întocmai ca un lemn care se atinge de tăciune. Moise se aprinde de la mânia lui Dumnezeu. Era o mânie sfântă, era o mânie legitimă. Și Moise în mânia lui transmite starea lui Dumnezeu de spirit. Ia tablele și dă cu ele de pământ. Lasă-mă cum aș trânti eu cu Biblia asta în seara asta. A spune că-s nebun. Moise nu mai ține cont de nimic. Oameni buni, asta înseamnă legea pentru voi și dă cu ea de pământ. Asta înseamnă cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, popora lui Dumnezeu? În prima zi după lege că ai apucat de viței, de stricăciune, de curvie, de idolatrie? Și da, Dumnezeu este mânios. Și apa și cenușa în textul acesta este simbolul mesajului profetic de mânie, de damnare, de mustrare. Și dragii mei, dacă suntem sinceri cu noi, poporul lui Dumnezeu merită la meniu, apă și cenușă cât în cape. Amin? Pentru că apa și cenușa în textul acesta sunt simbolul pocăinței, al amărăciunii. Păcatul ar trebui să te întristeze, păcatul ar trebui să-ți aducă rușine, păcatul ar trebui să te doară și vine moise și comunică această stare. Oameni buni, Dumnezeu e supărat, smeriți-vă, pocăiți-vă, căiți-vă, apă și cenușă. Că dacă nu, ne topește Dumnezeu pe noi, o zis el. Mai bine topim vițelul, mai bine bem apă și cenușă, ne căim, ne zdrobim, dăm jos podoabele, poate că Dumnezeu se va îndura de noi. Și în seara aceasta un raport realist ar putea să însemne o predică de tipul apă și cenușă. Doar introducerea e cu apă și cenușă, stați liniștiți, că n-am de gând să vă dau la meniu apă și cenușă. Dar nu e așa că am meritat? Nu e așa că dacă am fi obiectivi, realiști și ne-am uitat la 2023, sunt eșecuri? Avem motive să plângem? Avem motive să jelim înaintea lui Dumnezeu? Da, avem. Când se uită Dumnezeul cel Sfânt, 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 cu ochii ca par focului la viața ta și la viața mea, avem motive să tremurăm, oameni buni. Avem motive să plângem și să ne doară, pentru că în viața noastră ies este păcat. Și vreau să vă întreb, cele patru păcate din text, cum stăm cu neascultarea? Oare să fie și la noi? Ce ziceți frază la Dobric? Dacă vine Dumnezeu și face o evaluare a ascultării, nu e așa că există neascultare de Dumnezeu, de Biblie, neascultare de părinți? Neascultare de robi Domnului de biserică. O, câtă neascultare! Nu-i așa, dragii mei, că dacă se uită Dumnezeu la noi, găsește idolatrie? Nu idolatria vițeilor. Nu idolatria, știu eu, a Fecioarei Maria. Aici ne-am păzit, slavă Domnului, dar cum rămâne cu iubirea de bani? Aia ce -i? Idolatrie, nu? Ia este și-o noi lăcă de bani. Idolatria plăcerilor, idolatria TikTok-ului, idolatria sportului, idolatria, știu eu, a plăcerilor, a hainelor, a modei, oare nu este și pe la noi idolatrie? N-am avea motive să ne fie frică, cum zicea Dumnezeu, dacă mă cobor la voi... Mai bine nu mă covor că vă prăpădesc, spunea el poporul Israel. Frații mei, avem un Dumnezeu sfânt și Dumnezeu urăște idolatria. Chiar dacă se numește idolatria euro, idolatria sport, idolatria trupului, idolatria plăcerii, idolatria pornografiei, idolatria este idolatrie și Dumnezeu urăște idolatria. Oare cum stăm cu încăpățânarea? Oare stăm mai bine ca ei? Mă gândeam la biserica noastră, cred că voi sunteți un pic mai bisericoși decât noi. În 2023, dragii mei, am făcut o socoteală, au fost peste 200 de predici în biserică la noi. Cred că la voi îți dau 150. Ne-a vorbit Dumnezeu în 2023. Oameni buni, de atâtea ori ne-a vorbit Dumnezeu. Atunci, întrebarea legitimă este de ce mai este păcat? Parcă l-aud pe Dumnezeu supărat și ți-am spus popor de la Dobric. Și ți-am spus. Dar ești? încăpățânat. Am avut sute de prorocii în biserică la noi. Sute! Le pot număra. Înregistrate pe telefoane. Strigă Duhul Sfânt de ani de zile. Unitate! Unitate! Dragoste! Pocăință! Lăsați lumea! Lăsați banii! Lăsați afacerile! Căutați-mă pe mine! Și biserica lui Dumnezeu e tot așa Oare nu s-ar putea lipi și pe fruntea ta titlul ăsta de încăpățânat? O, Doamne, să mulțumim că ne-ai vorbit de atâtea ori. Suntem conștienți că Dumnezeu ne vorbește iar și iar și iar? O, Doamne, trezește-ți poporul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să se îndure de noi toți. Iată că și pentru noi bilanțul nu stă foarte bine. Am avut parte de har, am avut parte de botezuri cu Duhul Sfânt și mă gândesc și la asta, Doamne, niciodată, parcă atunci când păcatul e mai mare, criza e mai mare, Dumnezeu e mai bun. Niciodată, spuneam biserice, niciodată, de când slujesc eu, n-am avut parte de atâtea botezuri cu Duhul Sfânt ca în 2023. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este îndurător și culmea, ăștia botezați cu Duhul Sfânt, o parte s-au dus. Îi devină Dumnezeu? N-a făcut Dumnezeu destul pentru noi? O, binecuvântat să fie numele! Dumnezeu iubește biserica Lui, Dumnezeu are milă, însă, din păcate, raportul realist asupra anului 2023 Poate să însemne amărăciune, apă, cenușă, durere. Sunt printre noi divorțuri, sunt printre noi păcate grele, sunt familii dezbinate. Vin chiar acum de la o familie distrusă și îmi vine să plâng când mă gândesc cât de ușor oamenii alunecă din legământ, din biserică, înspre lume și spre stricăciune. Mă rog ca Dumnezeu să-și trezească biserica. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, spune cuvântul că poporul a primit mesajul foarte important. Cuvântul spune, când a auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Starea asta o vrea Dumnezeu și la Dobric. Să ne zmerim, să ne proșternem, și să recunoaștem că înaintea lui Dumnezeu suntem vinovați. 2023 nu înseamnă un mare succes din perspectiva faptelor, dar să ne încredem în bunătatea lui Dumnezeu, care s-ar putea să ne mai ierte odată. De 2000 de ani Dumnezeu lasă ani de îndurare peste biserică. A strigat Iisus în Nazaret că intră anul de îndurare pe rol. Și iată că și 2023 a fost un an de îndurare, slăvit să fie Domnul. Și ne dăjduim că 2024 va fi iarăși un an de îndurare pentru Biserica lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este bun. Însă vreau să vin acum la perspectiva credinței. Dragii intră în scenă acum Moise, mijlocitorul. Vreau să vă spun din start că nu există nicio slujbă mai înaltă decât slujba de mijlocire. Mijlocitorul este mai mult decât un proroc. E deasupra păstorului, e deasupra oricărei slujbe din biserică. Mijlocitorul este omul care are acces la Dumnezeu. Mijlocitorul e cel care stă în prezența lui Dumnezeu. Omul care miroase a Dumnezeu. Omul care vede slava lui Dumnezeu. Omul care atunci când se coboară de acolo, din Sfânta Sfintelor, îi strălucește fața. O, Doamne, ridică mijlocitor la Dobric. Și vine Moise, mijlocitorul, și spune, Doamne, stai un pic. Înainte să-i prăjești, Înainte să-i trăznești, lasă-mă, te rog, să-ți prezint o altă perspectivă. Perspectiva credinței, pentru că omului Dumnezeu vorbește mâna de un duh de credință. Spuneam, n-am văzut nicăieri în Biblie o elevare mai înaltă a umanității. Eu n-am găsit nicăieri în Biblie să-și permită un muritor să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, stai un pic, ascultă-mă pe mine, am o idee mai bună, te rog, oprește-te din mânia ta, nu-i topi, lasă-mă să-ți spun, e adevărat, merită, dar lasă-mă să-ți spun ceva. Omul să intre la taclale cu Dumnezeu, omul cu Dumnezeu să stabilească în dialog. Soarta unui popor? Vă dați seama cât de sus poate să urce Mijlocitorul? O, Doamne, ridică Mijlocitorii în poporul tău cât mai mulți. Doamne, stai un pic, lasă-mă să spun. Există și o altă perspectivă, există și altceva. Știu că nu merită poporul acesta. Și începe Dumnezeu Moise să vorbească cu Dumnezeu. Și când vorbești cu Dumnezeu, asta se cheamă rugăciune. Orice adresare către El, Creatorul, e rugă. De aceea predica mea simplă din seara aceasta se numește rugăciuni la început de an. Adică predica mea este o rugăciune și rugăciunea mea este o predică. Și nu știu, poate nu vă place, dar eu vreau să mă rog la predică. Îmi dați voi să mă rog pentru voi. Pot să fac o rugăciune pentru Dobric la început de an? Vreau să învățăm de la Moise, oameni buni, să învățăm de la Sfinți, că uneori boscorodim vrute și nevrute în rugăciune și nu știm să ne rugăm. Sfinții ne învață să ne rugăm după voia lui Dumnezeu. Perspectiva credinței, pentru că avem un Dumnezeu bun, pentru că Moise știa cine e Dumnezeul pe care îl slujește. Pentru că Moise știa că Dumnezeu este îndelung răbdător, este îndurător, este milostiv și s-ar putea în urma rugăciunii să ierte poporul. Și bine o crezut Moise. Dragii mei, cât de bine îl cunoaștem noi pe Dumnezeu. Legat pe de perspectiva asta credinței, vreau să vă spun o întâmplare Cunosc un frate foarte în vârstă, fratele Ghinescu de la Caransebeș, un om plin de duh. Când l-am văzut prima oară, mi s-a părut puțin ciudat. Și îi ciudat. De când s-a pocăit, toate zilele vieții lui au fost zile de post. S-a hotărât ca atât cât trebuie și Domnul de viață să nu fie nici o zi fără post. Și de 20-30 de ani de când e pocăit, el postește în fiecare zi. E uscat ca o scrija de pită. La predică e plin de viață, sare ca popcorn, nu așa? Plin de duh, predică de vindecare. Domnul o vindecat. Nu crede în doctor, e un pic excentric. Și numai de vindecare, numai de puterea lui Dumnezeu. Și să roagă, și postește. Și când vin frații, predică câte două ore. La el nu merge cu jumătate de oră. Și într-o zi predică fratele Ghinescu într-o adunare despre vindecare. Că Dumnezeu vindecă, că Dumnezeu are putere, că Dumnezeu l-o vindecat și pe el. Un mesaj de credință. După el, să ridică un slujitor tânăr așa ca mine, cu multă teologie și cu multă rațiune și zice ăsta, stați, frasul, că nu e chiar așa. Mă, fratele Ghinescu zice el că Domnul vindecă, e adevărat, mai vindecă, dar stați că realitatea, zice el, e alta. Uite câți oameni mor de cancer, realitatea în sus, realitatea în jos. Păi să vezi, fraților, câți avem necazuri și mor păstorii de cancer. Și, frații mei, realitatea e că e multă bolă și mai rar vindecă Domnul. Și o oh, nenorocit poporul numai cu realitatea. Mă, fratele Ghinescu nu s-a putut abține s ridicat după predica tânărului și a zis, fraților, vreau să zic ceva. Și acolo pe față l-a operat, tinere, zice. Realitatea o știm toți. Se vede. Dacă nu ai acces la suprarealitate, adică la realitatea credinței, taci și stai jos. Și-o înveac să nu mai predici. Și zicea bătrânul, tinere, ți aduce aminte de cele zece iscoade. Ori zis realitatea? Da. Fraților, nu avem nicio șansă. Ăștia sunt puternici, ăștia sunt uriași. Așa era. Pentru că omenește nu se putea cuceri ca în anul, Realitatea. Dar zicea bătrânul cu realitatea, ăștia zece au nenorocit poporul lui Dumnezeu. Pentru că cine se urcă la amvon trebuie să vorbească mânat de un alt duh. Ca și Iosua și Caleb, mânați de Duhul credinței. Problemele sunt mari, istoria este la cumpănă, dar avem un Dumnezeu puternic. Avem un Dumnezeu mare, mărit să-i fie numele. Dacă urci aici, vorbește ca un om al credinței. Spuneam și la Dej că eu sunt sătul de predici realiști. Atâția predicator se urcă la învoane și ne omoară cu realitatea, cu nostalgiile, fraților, unde e pocăința de altă dată, nu mai e nimic, dau cu stingătorul pe biserică, tinerii n-au nicio șansă, frezați ăștia, merg în iad, îți prea vopsâți, îți prea nu știu cum, nu mai este nimic. Și cu realitatea distrugem mesajul credinței, frații mei. Ne cheamă Dumnezeu să vorbim ca niște oameni ai credinței. Amin. Și chiar cred ca bătrânul Ghinescu că cine nu știe asta, cine nu are miros de Dumnezeu, cine nu-i mânat de credință, mai bine să nu predice în viac. Vreau să vă întreb ceva, dacă mergem la Cluj și, bineînțeles, căutăm un doctor bun, care sunt doctorii celebri de la Cluj? Oia care diagnostichează bine? La ce medicină? Să vezi că are o umflătură? Îți trebuie multă școală să vezi că e galbă la față și să spui că e cancer. Îți trebuie multă școală? Nu! Care sunt doctorii cele de cei care vindecă? Cei care operează, cei care dau soluții. Biserica are nevoie de doctor la anvoane. Amin! Biserica are nevoie de oameni care dau vindecare bisericii. Prea mulți oameni brișcălesc biserica, o măcelăresc în numele Domnului, o torturează, o spintecă și plecăm acasă bătuți și chinuiți. Puneam la deci că sunt de acord că Dumnezeu uneori mai ne dă și apă și cenușa la meniu. Dar am o mare problemă cu predicatorii care dau numai apă și cenuș. Aici nu mai este Duhul Sfânt, aici nu mai e Duhul Profetic. Aici e duhul talibanismului și duhul legalismului din bisericile noastre. Aici numai e mânia lui Dumnezeu să nervi excentricilor noștri care nu dau nicio speranță bisericii lui Dumnezeu. Avem un Dumnezeu care iubește biserica. Biserica asta nu e a cultului pentecostal, dați-mi voi să spun, iertați-mă, nu e a fratelui Magda, fratele fratelui Fedor, biserica lui Hristos. Dumnezeu nu renunță la biserica lui cum cred unii. Mărit să fie în numele lui. Și Dumnezeu să-și binecuvinteze biserica. Dumnezeu vrea ca aici să urce doctor care predică o Evanghelie întreagă, oameni mânați de Duhul Credinței. Au început chiar să ne placă predicile astea tăioase, suntem chiar masochiști, iertați-mă, măi ce ne-au -o zis-o, așa le trebuie, mai zi frate, oameni muni, predicile astea nu-s predici. Cine vorbește în numele lui Dumnezeu, să miroase a Dumnezeu, să miroase a mijlocire, predică atunci când te-ai rugat pentru ei, când te doare pentru ei, când ai plâns pentru ei și când ai soluție. Mă uit la bisericii din Apocalipsa, frații mei, și îmi dau seama că Dumnezeu întotdeauna dă soluții. Da, suntem așa cum suntem, dar nu, nu uitați nu cred că suntem atât de dezastru, iertați-mi termenul, ca și în Apocalipsa. Efes și-au pierdut dragostea din tâi. Spune cuvântul Pergam, erezii și nu una, două erezii, erezia lui Balam, erezia Nicolaiților într-o singură biserică, Tiatira, îți pui mâinile în cap, Izabela, membră la Tiatira, o Izabelă, o stricată, care prorocește și cheamă la preacurvie. Îți spune cuvântul acolo despre Laodicea sau despre Smirna, despre Laodicea, spune te vărs din gura mea. Pergam, îți merge numele că trăiești, imagine ținută pe exterior, dar ești mort. Când auzi diagnosticul lui Dumnezeu, ai impresia că Dumnezeu vine și smulge sfeșnicul de la învon și-o pleacă supărat. Și da, Dumnezeu ceartă, Dumnezeu mustră, Dumnezeu vine cu spiritul acesta și spune am să te vărs din gura mea, mă voi război cu tine, tia tira, cu sabia gurii mele, am să vin la voi, am să o trântesc în pat bolnavă pe Izabela, am să-i distrug copiii. Ce furios e Dumnezeu! Dar într-un final, Dumnezeu dă o șansă. Amin. Aleluia! ăsta e Dumnezeu. În toate cele șapte biserici, Dumnezeu dă o șansă. Pocăiește-te, zice Domnul. Întoarce-te la dragostea din tâi. Totuși ai câteva nume care nu și-au pătat hainele, luptați-vă împotriva ereziei și Dumnezeu. Aici frumusețea textelor din Apocalipsa 1, 2 și 3 fraților, chiar și la prăpădita de la Odicia, sfeșnicul lui Dumnezeu rămâne. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sfeșnicul încă este la Dobric. Știți care este semnul că Dumnezeu încă nu ne-a lepădat? Faptul că Dumnezeu ne vorbește. Ce mare har să te mai mustre Dumnezeu! Uite, pe la Odicea o face în toate felurile, o mustră pe Tiatira, mustră Pergamul, dar fraților, faptul că încă Dumnezeu le vorbește e semnul că sfeșnicul a rămas la locul lui când Dumnezeu te leapă de ăsta e semnul, Dumnezeu nu-ți mai vorbește. Ce mare har, biserică din Dobric să-ți vorbească Dumnezeu în seara asta. E semnul că sfeșnicul este aici. Sfeșnicul de aur cu șapte brațe, prezența lui Dumnezeu este aici. Da, Dumnezeu ne ceartă, Dumnezeu ne mustră, Dumnezeu ne spune atâtea, dar într-un final, dragii mei, Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne cheamă la pocăință, Dumnezeu ne dă o șansă la început de an, binecuvântat să fie Domnul. Și vine Moise și spune, Doamne, stai puțin, stai puțin. Intrăm la cele trei rugăciuni pe care le face Moise și vreau să le facem și noi împreună la final de program. Trei rugăciuni și vreau să le spunem cu gurița noastră toți la final de slujbă rugăciunile lui Moise. Și vine cuvântul și spune așa, Doamne, nu te supăra ai dreptate, poporul ăsta e praf. Idolatrii, ai dreptate. Merităm să ne prăpădești pe toți, dar ascultă-mă puțin. Exod 33, 3 cu 13. Zice Moise așa. Doamne, gândește-te cu 13. Gândește-te că neamul acesta e poporul tău. Păcătoșii ăștia, cum îți iei, îți copiii tăi, Doamne. E adevărat, îți păcătoși, dar nu uita, ăștia scopii copiii tăi. Tu i-ai scos din Egipt, nu eu. Identitate, Doamne, suntem mai tăi, așa cum suntem. Parcă Moise e puțin obraznic aici. Zice, Doamne, păcătoși, păcătoși, dar n-ai alții mai buni ca ăștia. Ăștia îs. Ăștia suntem. Mergem mai departe Moise și spune în Exod 32 cu 13, foarte interesant, Moise știa ceva despre Dumnezeu. Moise știa și spune acolo, Doamne, adu-ți aminte de Avram, 32 cu 13, adu-ți aminte de Isaac, de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus jurându-te pe tine însuți. Doamne, stai un pic. E adevărat că au păcătuit, merităm moartea, dar nu uita, noi avem un legământ cu tine. Pentru că Moise știa că Dumnezeu funcționează bazat pe legământ. Relația ta și relația mea cu Dumnezeu are la bază legământul. Că sunt mulți care spun, mă, eu iubesc pe Dumnezeu, dar neapărat să mă botez? Păi oricum și ăsta, pocăitul din sat de la noi, care e botezat, nu-i mult mai moral decât mine, între păcătosul ăla și tine este o mare diferență. Păcătosul ăla are legământ. Și Dumnezeu relaționează cu el bazat pe un legământ, tu n-ai nimic. E ca și cum ai spune unei fete că o iubești, dar nu vrei să te măriți cu ea. Apă de ploaie, când semnezi la primărie, atunci poți vorbi de dragoste. Așa e și cu Dumnezeu. Dacă sunteți aici, oameni, fără legământ, astăzi ne îndeamnă cuvântul să ne grăbim să facem legământul. Pentru că Dumnezeu, în momente de criză, când chiar meritau să fie prăpăriți de Dumnezeu, și-a adus aminte Dumnezeu că poporul ăsta are un legământ. Și Dumnezeu s-a jurat pe sine că va fi cu ei. Și merge Moise mai departe, parcă încearcă să manipuleze, îi cam îndrăznesc, spune Doamne, 32 cu 12, cum vezi mai sus. Pentru ce să zic că egiptenii spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare printre munți, ca să-i șteargă de pe fața pământului? Adică zice Moise, Doamne, stai un pic. Vrei să zic că egiptenii că n-ai fost în stare? Până la urmă, Doamne, este vorba de imaginea Ta. Vor spune dușmanii că n-ai fost în stare să-i duci la destinație. Cât de convingător este Moise! Iată această autostradă cu două sensuri a mijlocirii. Vi de la Dumnezeu la popor cu mesaj aspru, dar de la popor spre Dumnezeu pe celălalt sens. Tu, proroc al lui Dumnezeu, mijlocitor chemat, ești dator să te duci cu mijlocire, cu rugăciune, cu căință. Și Dumnezeul primește pe Moise. Și ascultați prima rugăciune, o rugăciune genială, o rugăciune care nu se poate una mai frumoasă la început de an. Și zice Moise, Doamne, în capitolul 33, versetul 15, vă rog să o postați. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Biserica din Dobric, te întreb, nu vrei să zicem amin la rugăciunea asta? Amin. Doamne, suntem vinovați. Dar te rugăm frumos. Aleluia. Vino cu noi. Aleluia. Vino cu noi în 2024. Pășește cu noi de mână. Noi să-i dispera, Doamne, fără tine, noi nu plecăm de aici. Zice Moise, Doamne, mai bine să murim toți aici. Dacă nu vii tu, nu îngeri, nu moise, nu păstori, nu Dacă nu vii tu Mai bine să facem toți infart Și să murim pe loc Și spune moise ceva frumos aici, Doamne Oare nu prin aceasta suntem deosebiți între popoare? Oare nu asta ne face deosebiți în lume Că avem cu noi prezența ta? Doamne, suntem un popor de sclavi, suntem un popor de sărăntoci, analfabeți toți, nu știm carte, nu avem nimic, nu avem doctoranți, nu avem nimic. toți ce avem, Doamne, tot ce avem e prezența Ta. Prin prezența Ta suntem speciali, suntem deosebiți în lume de toate popoarele, că Tu ești cu noi. Doamne, vrei să ne iei comoara asta? Dacă nu vii tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Haideți să facem și noi rugăciunea aceasta, Doamne. Nu vrem 2024 fără tine. Amin? Amin. Nu vrem viitor fără Dumnezeu. Amin. Nu vrem nicio zi fără Domnul Isus Hristos alături de noi. Nu-i așa, frații mei, ca asta ne face deosebiți? Ce avem noi special în lumea asta? din Dobric, ce, ce, somități au ieșit din Dobric? Iertați-mă! Aveți doctoranți? Doctori? cosmonaut, Milionari? nu e așa că nu excelăm în nimic? Că nu ne deosebim prin averi, prin școli? Stați să știți că nici la Dej nu avem doctori. Nu suntem nici cei mai frumoși, nici cei mai deștepți, Audă pe la școală că ai noștri copii nu sunt cei mai cuminți. Dacă mai intri pe la oamenii de afaceri, nu suntem cei mai morali. Eșuăm și noi. Dar avem ceva. Avem legământul. Avem promisiunea lui Dumnezeu. Avem identitatea, suntem copiii lui Dumnezeu. Avem prezența lui Dumnezeu. Sfeșnicul este încă în biserica lui Dumnezeu. Pentru că Isus nu și părăsește biserica cum predică unii, mărit să-i fie numele. Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu este îndelung răbdător, Dumnezeu este îndurător, milostiv, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Doamne, dacă nu vii Tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Devin și eu puțin obraznic, am oi să zic, Doamne, e adevărat că suntem slabi. Am auzit că sunt pocăiți mai buni pe la Bucovina, Poate că pe la Paris sunt pocăiți mai serioși, poate că pe la Londra, am auzit că pe la Lugos, pe la Rad, e pocăin, Dar, Doamne, la Dobric, mai buni ca noi n-ai. Iartă-ne, pedepsește-ne, bate-ne, dar vino cu noi în 2024. Dumnezeu să-și binecuvinteze poporul. Dumnezeu să vină cu noi. Tot ce avem este prezența lui Dumnezeu. Și ascultați-mă! Ascultați răspunsul lui Dumnezeu. Domnul a răspuns, versetul 14. Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Ce bun e Dumnezeu! Popor al Domnului, te întreb, este vreun cadou mai mare la început de an decât o odihna? Când Isus este cu tine în casa ta, în casa ta este o dihna sabatică. E pace. Nu-mi doresc nimic mai mult în anul acesta. Nu-mi doresc averi, nu-mi doresc titluri, nu îmi doresc faimă pe internet, îmi doresc din toată inima Dumnezeu să dea casei mele o dihnă. Acum când istoria o ia razna, acum când e sfârșit de viac, când miroase a război mondial, când nu știm ce va fi, când poporul Domnului are tot mai mulți depresivi, când suntem tulburați, mai mult decât oricând, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu. Prezența aceea dulce care dă o dihnă. Biserică din Dobric îți doresc din toată inima Dumnezeu în 2024 să-ți dea o dihnă. Completează Dumnezeu. Am să fac și ceea ce îmi cere acum. Ai căpătat trecerea înaintea mea. O, cât de ușor se lasă în duplecat Dumnezeu, glorie lui. Moise mai pune o întrebare. Vede Moise că primește oarecum trecere și mai spune ceva. Versetul 13. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, zice Moise, Doamne, arată-mi căile tale. Ce rugăciune frumoasă la început de an. Doamne, arată-ne căile tale slăvit să fie Domnul. Parcă l văd pe Moise zicând, Doamne, păcătoșii ăștia nu înțeles bine. Mai învață ne dată. Mai zi ne dată. Am primit legea recent, suntem analfabeți. E adevărat, am păcătuit, știam, dar n-am știut destul. Poate n-am știut bine. Doamne, mai învață-ne legea ta. Mai învață-ne poruncile tale. Avem nevoie de învățătură. E adevărat că am avut 250 de predici la Dobric anul ăsta. Dar îl rugăm pe Dumnezeu să ne mai dea încă 250. Amin? Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze predicatorii care vă vizitează. Dumnezeu să trimită predicatorii însuflați de Duhul Sfânt. Ne rugăm pentru predicatorii de la Dobric, Domnul să-i binecuvinteze. Să dea Dumnezeu cunoștință de el. El știe, Moise, știe ceva: dacă mă înveți căile tale, te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Moise știe, Doamne, că nu e cunoștință de Dumnezeu, că nu cunoaștem legea, păcătuim. Oare nu asta ne învață frumosul psalm 119: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu? păcătuiesc. Păcătuiești popora lui Dumnezeu pentru că nu-i cunoști legile. Când îi cunoști cuvântul, vine în inimă teama de Dumnezeu. Când cunoști scripturile, vine frica de Domnul și nu păcătuiești. De aia ne cheamă Dumnezeu în 2024 să strânge mai mult cuvântul în inima noastră. Amin? Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău. Dragii mei, haideți să ne hotărâm mai mult. Să citim cartea asta. Amin. Nu vreți să o citim și în 2024. Amin. Suntem un popor deosebit, nu doar pentru că avem prezența Domnului. Suntem un popor deosebit pentru că avem o carte deosebită. Măriți să fie Domnul. Cartea asta a ajuns și la noi în limba română. Aleluia! Alții nu o au. Iubiți-o, mâncați-o. Hrăniți-vă cu ea, umpleți-vă sufletul și mintea cu ea. Cartea asta e mai presus decât orice enciclopedie. E superioară oricor emisiuni televizate de la știință. Și de la... E superioară doctoratelor. E înțelepciunea lui Dumnezeu e toată înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici este înțelepciunea superioară a Dumnezeului nostru. E deasupra științei, a medicinei, a religiilor. Este cartea care ne face deosebiți. Suntem deosebiți pentru că avem o carte deosebită. Și da, Dumnezeu ne promite că ne va învăța căile Lui. Poporul al Domnului, avem nevoie să cunoaștem legea lui Dumnezeu. Nu există un proiect mai înălțător pentru anul în care a intrat biserică decât să studiez mai mult Cuvântul lui Dumnezeu. Îmi doresc ca Domnul să pună noi setea asta. Setea care era în Moise, dar Moise cunoștea legea, că el o scriso, nu mă refer la table, ci la restul, el o scris-o, a cunoscut-o și totul spune, Doamne, mai învață-mă, mai învață-ne, mai descopere-te, Doamne. Că Dumnezeu să ne dea minți receptive la predică. Să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori se predică aici. Vă întreb, oare nevoie de mai multe predici pentru a ne pocăi? Ne-am putea pocăi după o predică simplă ca asta? Știm suficient ca să ne pocăim? Categoric, da. O, dacă am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, Domnul să ne trezească. Este a treia predică de evangelizare. Sunt convins că ați avut predici bune și urmează, cred că, încă una. A rămas Dumnezeu dator? Pleacă cineva nelămurit? O, Doamne, naște noi pocăința. Ultima rugăciune. Te moise, Doamne, iartă-mă, mai îndrăznesc dată a văzut că domnul a primit cu prima, l-a primit cu a doua, mai vreau să fac o rugăciune, Doamne. Și zice Moise așa: Doamne, arată-mi slava ta. Doamne, nu vreau să-ți cunosc doar legea, vreau să-ți văd frumusețea. Vreau să-ți văd fața. Doamne, vreau să-ți văd puterea gloria, slava. Dumnezeu zice, mai moi e greu lucru ceri, dar am să-ți arăt. Dar nu e așa că avem nevoie și de slava lui Dumnezeu în adunare? Poporul lui Dumnezeu nu este chemat să cunoască dar legea lui Dumnezeu. E vai de poporul care cunoaște doar Biblia și nu cunoaște puterea lui Dumnezeu. N-ați vrea să ne rugăm și noi, Doamne, Arată-ne slava ta. Vrem să vedem slava lui Dumnezeu. Pavel, când predică în Corint, face niște afirmații care mă fac gelos, îmi pare rău că n-am fost membru la Corint. Zice Pavel, fraților, când am venit la voi, învățătura și propovăduirea mea, anticorinten 2 cu 4, nu stăteau în învorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci, foarte important, pe puterea lui Dumnezeu. Parcă îl văd pe Pavel zicând, fraților, la Corint nu avem cor ca la Dobric sau la Der. Fraților, noi nu avem orchestră. Fraților, nu avem predicatori deosebiți, dar la Corint am văzut puterea lui Dumnezeu. La Corint am văzut miracole, la Corint sunt toate darurile duhovnicești. Credința noastră nu-i bazată pe retorică, pe manipulare, pe evangeliști celebri, pe vorbe, pe predici, pe tablete. Credința la Corint se bazează pe puterea lui Dumnezeu. Biserică din Dobric, cu ce te lauzi? Cu corul? Noi ne lăudăm cu corul, corul de copii, fanfară bună, predicatori buni. Dar întrebarea pe care mi-o pun mie, cunoaște moare puterea lui Dumnezeu? Asta e dorința mea cea mai înaltă pentru 2024. Doamne, vreau să văd puterea Ta. Mărturisesc că n-am văzut puterea Lui Dumnezeu. Mi-am făcut bilanțul, mă mărturiseam chiar public într-o biserică, m-a folosit Domnul la predică, mai pe la stăruință, am fost și pe la voi la exorcizări n-am văzut vindecări decât foarte rar frații mei, eclesiastul spune că nu putem număra ce nu este nu e așa că biserica modernă are nevoie mai mult de partea asta să cunoaștem lucrarea Duhului Sfânt să cunoaștem puterea lui Dumnezeu îmi doresc Dumnezeu să-și arate slava să se coboare în norul, să nu ne mai lăudăm cu înțelepciunea oamenilor, cu organizarea, cu clădirile, ci să spunem ca Pavel, fraților, la Corint, toată baza e în puterea lui Dumnezeu pe care am văzut-o, am pipăit-o. Dumnezeu e real, Dumnezeu a vindecat la noi, Dumnezeu a eliberat la noi, Dumnezeu a făcut minuni și semne la noi. Biserică din Dobrig, ai vrea să vezi puterea lui Dumnezeu? O, Doamne, arată-ne slava Ta, arată-ne puterea Ta. Vrem să Te cunoaștem, vrem să Te vedem. Și Dumnezeu în bunătatea Lui mai zice încă o dată, am să-ți arăt frumusețea mea. Stai pe stâncă și am să-ți arăt splendoarea Dumnezeirii. Când citește aici te cuprind fiorii, muritorul să-L privească pe Dumnezeu pe dinapoi. Și când intri în prezența Lui, când îi vezi frumusețea, te molipsești de frumusețea Lui. Când Moise se coboară de pe munte, îi strălucește fața, pentru că atunci când stai în prezența lui Dumnezeu, te molipsești de frumusețea lui Dumnezeu. Asta ne învață Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 3, cu 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Măriți să fie Domnul! Frații mei, când vom sta în odăiță, când vom sta în rugăciune, când vom fi plini de Duhul Sfânt, ne va străluci fața. Uitându-ne la frumusețea Lui, vom fi și noi mai frumoși. Ne va străluci chipul la servici, va străluci fața la birou, va străluci fața pe stradă, vor străluci pocăiții și vor arăta ca și Dumnezeu. Uitându-ne la El, ne schimbăm, ne transformăm în același chip cu a Lui, din slavă în slavă. slavă. O, Doamne, mai arată-ne slava Ta. Vreau să închei. Dacă vei uita rugăciunile acestea, te rog să nu uiți concluzia lui Dumnezeu. Concluzia lui Dumnezeu este superbă. Auziți cum răspunde Dumnezeu lui Moise? Și am să închei. Spune cuvântul aici în Exod 33, versetul 21. Vreau să-l postăm, să rămână ca un motou, ca un mesaj profetic pentru poporul Domnului la început de an. Rugăciuni la final de an. Dar rugăciunile astea au un răspuns. Dumnezeu îi spune lui Moise, Moise, vrei să-mi cunoști legile? Vrei să vin cu voi? Vrei să vezi slava mea? Iată un loc lângă mine. Aleluia! Poporul al Domnului, vrei să vezi puterea Domnului? Stai lângă El. Parcă văd aici imaginea unei fetițe într-un parc înconjurat cu câini și fetița tremură de frică și spune, tati, mi-e frică. Și tăticul îi spune blând, fato, nu-ți fie teamă, stai lângă mine. tata e cu tine. Întotdeauna la anul nou am frică de viitor. În biserică există o și o isterie apocaliptică cu lucrări prevestitoare de rău, de tragedii. Nu știu, am, am emoții, mă strânge în spate. Oare ce va fi 2024? Ba chiar unii proroci, în numele Domnului, spun ce va fi... Alții, poate din îndrăzneală, nu știu. Unii păstori dau previziuni profetice pentru anul care urmează. Eu n-am astfel de veleități, popor al Domnului. N-am de la Dumnezeu nimic despre 2024. Dar pot să-ți spun ceva profetic în numele lui Dumnezeu. Lângă Dumnezeu este bine. Stai lângă mine. Vrei să fie bine în 2024? rămâi lângă Dumnezeu. Poate va veni război, poate va veni foame. nu știu, dar, dragii mei, știu sigur că este loc lângă Dumnezeu întotdeauna. Când vine o personalitate, vrem toți să fim lângă ea, să ne facem poze. Iată Dumnezeul Dumnezeilor, Stăpânul Universului te invită în 2024 pe tine, un muritor amărât, și îți spune ai Loc lângă mine. Închei dorindu-vă un an binecuvântat, dorindu-vă să rămâneți lângă Dumnezeu. Lângă Dumnezeu este bine. Cu Dumnezeu, în 2024, va fi bine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă Daniel are o cântare frumoasă, m-aș bucura să putem cânta cu toată biserica, la fel de frumoasă ca primele două care mi-au ajuns până în inimă. Frații mei, să-L rugăm pe Dumnezeu, Doamne, vino cu noi. Mijloțiți pentru copiii voștri, plângeți, jeliți-vă, cereți-vă iertare și îndrăzniți prin credință, Dumnezeu este bun cereți să vă ierte, să vă binecuvinteze. cereți să vină cu noi și anul acesta. Dacă nu vii Tu cu noi, Doamne, nu ne lăsa să plecăm de aici. Doamne, mai lasă sfeșnicul. Mai lasă sfeșnicul la Dobric. Avem nevoie de prezența Ta vino cu noi. Lângă tine e bine. Haideți să cântăm cu Daniel și apoi să ne rugăm în comun să-i spunem Domnului toate rugăciunile astea. Slăvit să fie numele Domnului.